Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui Dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Matei, capitolul 22, versetele de la 34 la 40. Paragraful intitulat Porunca cea mai mare. Este pagina 950 în traducerea Cornelescu. Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Isus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Amin. Slăviți să fie Domnul! Reocupați-vă locurile, dragii mei! Ne-am închinat înaintea Domnului împreună. Ne-am organizat închinarea pentru zilele următoare. Și dacă Dumnezeu ne va mai da viață, vom proceda la lucrările pe care el le-a așezat în inima noastră, în casele noastre și în biserica lui. De o bună bucată de vreme ne uităm la lucrurile mari din Biblie. În seara aceasta este rândul, probabil, celui de-al penultimul. Marea poruncă, denumită de Domnul Isus Hristos, așa, este porunca să-l iubești pe Dumnezeu cu tot ce ești și poți. Și să-l iubești pe omul de lângă tine, indiferent cine și cum este, cum te iubești pe tine. Una dintre cele mai mari nevoi ale oamenilor este să iubească și să fie iubiți. Absența acestui har îi conduce pe oameni la frustrare, la depresie și la sinucidere. Marea poruncă despre care vorbește Domnul Isus nu este nouă, nu-i specifică Noului Testament ea specifică Vechiului Testament. Fariseii au crezut că îl prind pe Domnul Isus punându-i această poruncă. A fost o întrebare, purându i această întrebare, a fost o întrebare pusă cu viclenie ca să-l ispitească. Domnul însă a răspuns corect. Dacă vreți, citiți în Deuteronom 6, 4 la 5 și veți întâlni Marea Poruncă, sau în Deuteronom 10 cu 12, sau 11 cu 13, sau 13 cu 3, sau 30 cu 6, sau în Iosua 22 cu 5. Ea este repetată, reactualizată și reexprimată în Noul Testament, dar e poruncă veche. Dragostea pe care o experimentează muritorii se manifestă în multe domenii. Este o dragoste de sine, care este confundată cu egoismul. Este o dragoste romantică, care este confundată cu manifestările intime. Este o dragoste de familie, care este manifestată între membrii familiei. Este o dragoste platonică, care este manifestarea afectivității pure, fără să țină cont de gen, femeie, bărbat. E dragostea de camaraderie, de prietenie. Există o dragoste divină, care fundamentează legătura dintre Dumnezeu și om și la aceasta se referă Domnul Iisus Hristos. Atunci când ascultăm porunca iubirii, Ni se pare ciudat nouă oamenilor care trăim într-o vreme în care iubirea este egală o emoție. Și noi știm că emoțiilor nu, putem comanda, nu le putem comanda. Noi nu putem să avem o emoție așa după cum vrem noi. Din moment ce Domnul poruncește să iubim, înseamnă că iubirea nu e o emoție. Înseamnă că iubirea este ceva ce omul poate să facă. Dacă ar fi o emoție... Niciunul dintre noi nu poate să aibă emoții așa când vrea el. Noi știm că cineva se îndrăgostește de ceva anume sau de cineva anume și dacă îl întreb de ce de asta, nu știe să răspundă, zice, nu știu, o iubești și gata. Frumosul nu are reguli, binele are reguli, că binele e cognitiv, e logic, dar frumosul e sentimental. Ei bine, uitați-vă că suntem în situația să întrebăm care e motivul Marii Porunci. De ce Domnul apasă, poruncește, insistă să iubim și spune că asta este așa de mare încât tot ce a spus el până atunci intră în treaba asta, în iubește-l pe Dumnezeu și pe aproapele. Care a fost motivul pentru care Domnul a poruncit omului să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele? Gândiți-vă la cele pe care vi le prezint și adăugați-le pe cele care le aveți în inimă. 1. Datorită părăsirii iubirii. Domnul ne-a poruncit să iubim datorită faptului că oamenii, fără să-și dea seama, părăsesc iubirea. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Apocalipsa 2 cu 4. Din moment ce am părăsit asta, Hristos ne atenționează să revenim la treaba asta, că de fapt aceasta este cea mai importantă. Apoi, din pricina înmulțirii fără de legii, cauza, dragostea celor mai mulți se va răci. Efectul. Cauză și efect. care e cauza? Fără de legea se înmulțește și te descurajează. Te saturi și spui, lasă-mă, domnule, în pace că m-am săturat. Și începe să ți se răcească dragostea fiind descurajat și dezamăgit. Biblia spune, în vremurile din urmă veți fi dezamăgiți. Să nu vă lăsați, să nu renunțați, să nu dați înapoi să nu vi se răcească dragostea pentru că se răcesc celor mai mulți. Să rămâneți voi la nivelul de iubire maximă față de Dumnezeu și față de aproapele. Pentru că avem tendința să ne părăsim dragostea, Domnul vine în întâmpinarea acestei nevoi și ne spune, atenție, sunteți în pericol. Dar vai de voi, farisei, pentru că voi dați de din izmă, din toate zarzavaturile și dați uitării dragostea. Oamenii uită dragostea, uită să-L iubească pe Dumnezeu. Sau uită să manifeste consecvent dragostea pentru Dumnezeu. Oamenii uită să-și iubească membrii familiei. Sunt focalizați pe visele lor, pe hobby lor, pe nevoile lor, pe serviciile lor și uită să iubească. Oamenii își părăsesc iubirea. Și Dumnezeu spune că iubirea e atât de mare încât toate lucrurile ca un ocean intră în ea precum râurile într-o mare sau într-un ocean. Apoi, nu, mai, nu numai datorită părăsirii iubirii, ci și datorită poruncii divine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, aceasta este prima și cea mai mare poruncă. Fraților, dacă Hristos spune că asta este cea mai mare, cât de mult ar trebui noi să practicăm lucrul ăsta? Și cât de bine? Iubirea este ceva ce niciodată nu o să-l facem bine pentru că ne depășește. E o iubire din sfera divină. Nu e vorba de iubirea soției, că dacă nu vă supărați uneori și acolo avem probleme. Sau de iubirea soțului sau a copiilor. Este vorba de iubirea vrășmașului. Poftim? Da, ai auzit bine de iubirea vrășmașului. Să iubești vrășmașii. Dar dumneavoastră știți că asta nu se poate pentru o inimă de muritor ambițioasă și orgolioasă. Cum vom reuși noi să ne iubim vrășmașii? când avem probleme cu rudele, unchi, mătușe, pentru o bucățică de pământ sau pentru o roată de la mașină, ne certăm. Și Hristos vine și spune, cea mai mare este să iubești. În primul rând pe Dumnezeu și asemenea acesteia pe aproapele. E poruncă divină. În ce fel vom fi noi judecați dacă încălcăm în mod repetat cea mai mare poruncă? Dacă treci pe roșu, nu te aștept să intri în pușcărie. Dar dacă omori un om sau pui o bombă într-un avion, mă gândesc că e de suficient de grav să te duci acolo. Restaurarea omului la nivelul condiției de iubire este posibilă doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Hristos ne dă câteva ajutoare. Primul este exemplul său. Și uitați ce spune Scriptura în 1 Ioan 4,19. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit mai întâi. Omul care simte iubirea lui Dumnezeu e motivat să iubească și el la fel. Dacă n-ai simțit niciodată dragostea lui Dumnezeu, ești un om vanitos, orgolios, ambițios și răutăcios. Pentru că așa sunt oamenii din lume care sunt expuși la o viață aspră și sunt, trăiesc în absența iubirii. Toți îi manipulează și îi mint. Dar când experimentezi măreția, excelența și frumusețea iubirii divine, pur și simplu inima ți se despietrește, Ți se face de carne și înțelegi cum să iubești. Fraților, în încercarea prin care trec cu Carmen am experimentat lucruri noi. Sigur că ne trecând pe aici nu le-am mai experimentat. Toată biserica Domnului ne-a sărit în ajutor un, într-un mod în care eu nu am știut că există. Am o mare admirație față de dumneavoastră, dar vreau să vă spun ceva. Știți cine a simțit cel mai bine cu Carmen? Persoanele din biserică care cândva în viață au trecut printr-o experiență asemănătoare, prin cancer. Când odată via în viața ai cancer și după aceea auzi pe cineva că are, tu simți ce înseamnă asta pentru că ai trecut pe acolo și te duci la el și ești în stare să faci sacrificii pe care alții nu sunt în stare să le facă. E ceva ce te conectează cu persoana aceea, e o experiență comună. Trecând pe acolo, ești una cu el, parcă retrăiești amenințarea aia, pericolul ăla, gândurile alea sumbre. Sunt câteva persoane aici în adunare care s-au ridicat la nivelul acestei excelențe. Dragii mei, la fel e cu iubirea. Când experimentezi iubirea lui Dumnezeu, dintr-o dată devii un, un exponent al reflectării ei pentru că ai, ai fost iertat fără să meriți, îți intră în minte cum înseamnă să ierți pe altul care nu merită. Dragii mei, cum să merite un dușman să-l iert? E ultima persoană care merită, nu? Dar eu știu că am fost vrășmaș și dușman cu Dumnezeu. În copilările trecutului meu, în alunecările trecutului meu, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, mă închinam la tot felul de picturi și de idoli, și Dumnezeu meu a avut putere în vremea aceea să mă ierte. Cât de rău ar trebui să fiu eu, căruia Dumnezeu i-a iertat atâta păcate, să nu iert pe un om care mi-a trecut prin față într-un fel și m-a deranjat. Înțeleg acum cum este să ierți pe unul care nu merită, că eu am fost în situația asta. Hristos ne-a oferit exemplul său. Cum m-a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Adică cum m-a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit eu și cum vă iubesc eu pe voi, așa iubiți și voi pe alții. Rămâneți în dragostea mea, practicați dragostea mea. Dar Dumnezeu și arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ne-a dat exemplu său și ne-a spus, dacă vă explic, nu știu, dar vă arăt. Așa să iubiți. Am murit pentru voi, muriți pentru frați. V-am înțeles, înțelegeți-i pe frați, v-am iertat, iertați-i pe frați, v-am ajutat, ajutați-i pe frați, trăiți, dragostea mea! Eu n-am venit să vă aduc o filozofie, am venit să vă aduc un fel de a trăi! Aduceți în lumea asta destrăbălată un parfum al bunătății! Deschideți-vă inima față de oameni! Unde vedeți un nenorocit, opriți-vă și spuneți-i, te iubește Dumnezeu, pot să te ajut cu ceva! Ajunge el să dea un exemplu, zice, nu chemați la masă pe la care vă poate chema înapoi mâine, că n-ați făcut nicio treabă. Chemați pe unul care nu vă poate chema înapoi. Ajută pe unul care nu te poate ajuta. Dă-i cuiva ceea ce nu-ți mai, da, nu mai poate da înapoi. Fă ceva pentru veșnicia ta. Fă ceva pentru Dumnezeu tău. E ușor să vorbești despre lucrurile astea. Exemplu său și resursele sale. El ne-a pus la îndemână resursele sale. El nu ne-a spus du-te cu mâna goală. El nu ne-a trimis fără să ne dea ceea ce am avea nevoie mai încolo. Uitați ce spune Scriptura, Galateni 5 22. Roada Duhului este dragostea. Duhul produce dragostea și noi suntem chemați să-L invităm în noi și să fim plini de El. Biblia zice, fiți plini de Duh. Apoi, Roman 5 cu 5. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre cum? Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu va fi turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt care v-a fost dat. Nu poți să-l ai pe Duhul lui Dumnezeu și să nu ai dragostea lui, fiindcă Duhul lui Dumnezeu produce dragostea lui Dumnezeu. Eu nu pot produce, eu sunt doar purtătorul. Eu sunt doar cel care o cară, care o manifestă. Duhul Sfânt o produce. Cine nu are dragostea lui Dumnezeu, nu o are pentru că Duhul Sfânt nu e acolo să o producă, să o fabrice. Fiți plini de Duh, adică fiți plini de dragoste. Care este importanța Marii Porunci? Acum, dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar să fie clar, dragostea e mai mare dintre toate. Hristos a spus, e cea mai mare. E mai mare decât speranța? Da. Mai mare decât credința în Dumnezeu? Da. Dragostea este cea mai mare. Și la dragostea aceasta noi suntem deseori deficitari. Suntem uneori răutăcioși. Alteori suntem grăbiți, ca preotul, ca levitul. Nu suntem răutăcioși. Preotul și levitul n-a greșit prin comitere, a greșit prin omitere. El nu l-a bătut pe Samarit, nu l-a bătut pe cel căzut între tâlhar, nu, nu ei, nu ei l-au bătut. Nu! Greșeala lor, păcatul lor, a fost că a trecut pe lângă nenorocit și nu s-a oprit. Ăsta a fost păcatul lor. Poți păcătui prin ce nu faci bine, nu doar prin ce faci rău. Noi ne ferim mult de păcatele a face rău, dar uneori nu ne ferim de păcatele a nu face bine. Indiferența, oboseala spirituală, irresponsabilitatea, nepăsarea, superficialitatea, ațipirea spirituală, nepăsarea, am repetat-o. Toate acestea sunt manifestări obișnuite și necertate de nimeni. Aproape că sunt obișnuite. Hristos a spus, este cea mai mare poruncă să arzi pentru Dumnezeu și să ars pentru oamenii de lângă tine. Dacă nu faci asta, atunci cea mai mare poruncă este încălcată. Cea mai mare poruncă are cea mai mare pedeapsă, dar și cea mai mare răsplată. Uitați ce spune scriptura. Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Știți în ce? În înțelepciune. Are legătură dragostea cu înțelepciunea? Păi dacă nici Duhul Sfânt nu are legătură cu înțelepciunea, atunci cine? O altă, un alt verset biblic, Colosem 3 cu 14. Mai presus de orice, îmbrăcați-vă în dragoste. Mai înainte de orice. Lasă-mă să fac asta mai întâi. Nu, 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 nu. Aia o faci apoi. Mai întâi te îmbraci cu dragoste. Mai întâi cu dragoste. Și apoi cu altceva. Știți bine cât e asta de greu. E porunca lui Dumnezeu. Fraților, e ușor să fim religioși. Fraților, e ușor să fim religioși și urători, răutăcioși, răzbunători, agresivi, nervoși, dezechilibrați. E ușor, e la modă. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Are legătură dragostea cu o curăție de inimă, așa spune Scriptura. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte pentru frați. Mai presus de orice, dragoste pentru frați. Dar avem cântări pentru frați, predici pentru frați, toate sunt bune la vremea lor. Dar mai presus de asta, dragoste pentru frați. Pune cineva problema în felul ăsta? Are cineva interesul ăsta în inima lui? Prioritatea asta? Are cineva focul ăsta? Are cineva pasiunea asta? A ajuns cineva la nivelul ăsta? Oamenii lui Dumnezeu sunt cuvintele care odată au ieșit din gura sfântă a celui care a făcut cerul și pământul. Dați-le valoare, respect și atenție, puneți-le la inimă, că ne trece viața și religia nu ne oferă raiul. Religia nu e nici cea mai mică poruncă. Dacă cineva are bogățiile lumea acesteia și vede pe fratele în nevoie și își închide inima față de el, cum poate în cazul ăsta să rămână în dragostea lui Dumnezeu? Păi nu poate. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns de săvârșită. Că dragostea lui Dumnezeu constă în păzirea poruncilor. 1 Ioan 5 cu trei. Dragostea lui Dumnezeu constă în păzirea poruncilor. Încalcă oamenii poruncile sau nu? Nu există dragoste în călcarea poruncilor, ci în împlinirea lor. Noi suntem cu harul. Dragostea lui Dumnezeu stă în împlinirea poruncilor. În har nu există pedeapsă, în har nu există mustrare, în har fiecare face ce vrea. Fraților, dragostea se arată în situația în care un om împlinește poruncile, dar mai sunt valabile? Păi dacă nu mai sunt valabile, haide să ne închinăm la idoli, haide să facem idoli, haide să mințim, haide să furăm, haide să, post, haide să uh, poftim, haide să nu ne mai respectăm părinții. Și haideți să facem toate păcatele astea. Dacă nu mai sunt valabile, haideți să le facem. Că noi suntem în vremea harului. Și nu mai există nicio regulă și niciun semafor. Totul e liber, totul e voie. Fiecare face ce vrea. În primul rând, dreptul de a fi în împărăție și dovada că suntem în împărăție. Uite ce spune Scriptura. Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod. Și rodul e dragostea, bucuria, pacea și celălalt. De trei ani am așteptat, l-am lăsat să se maturizeze, să se coacă, să se acomodeze, să treacă un pic de timp și am venit să caut rod. Și nu are, taie și aruncă-l. Vă spune ceva asta? Credeți dumneavoastră că dacă mai suntem în viață în 2017, o să fim mai buni decât astăzi? O să fim mai generoși? vom fi mai iertători? Cine ne va schimba în oameni mai iertători? Cine? De unde vom cumpăra o mașină care ne face mai buni? Intrăm pe o parte răi și ieșim pe partea cealaltă pocăit. De unde? Și în 2017 va fi același om, cu aceleași obiceiuri, cu aceleași slăbiciuni pe care le protejează de ani de zile, mulțumindu-se că e botezat și că e membru unei biserici. Fraților, dragostea stă în împlinirea poruncilor. Dragostea, atunci când e manifestată, Biblia o numește osteneala dragostei. Știi ce înseamnă să te ostenești? Să transpiri, să curgă apele de pe tine, să sufli greu, să simți că trebuie să te oprești, că nu mai poți, că ești epuizat. Manifestarea dragostei cere efort, dar mare efort. Manifestarea dragostei nu e așa între două stații de tramvai. Te urci și cobori. Dovada că suntem în împărăție. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă și puneți orice altceva. Dar asta e de la noi. Știți ce este de la Hristos? Dacă aveți dragoste unii pentru alții. Tu Trebuie să ai dragoste pentru mine și eu trebuie să am dragoste pentru tine. Nu ai încotro. Ești obligat să mă iubești. Nu am încotro. Sunt obligat să te iubesc. Prin aceasta vor cunoaște oamenii. Dacă eu îl iubesc pe el și el mă iubește pe mine. Prin aceasta, toate celelalte n-au valoare fără dragoste. Gândim așa, trăim așa. Așa a spus Hristos. Dumnezeu să ne păzească, să devină și El demodat. Pentru noi și prea de tot. Care este locul Marii Porunci? Biblia vorbește despre tot Sufletul, tot Cugetul, toată puterea, toată Inima, însă peste tot Inima e prezentă, celelalte nu sunt întotdeauna prezente. Pentru că am spus, repet, despre asta se vorbește de, mult, de multe ori în Biblie. Dragii mei, Biblia prezintă Inima ca fiind sediu înțelepciunii. Solomon s-a rugat, vreau să primesc o inimă înțeleaptă. Sediu gândurilor, Biblia spune despre generația potopului, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Sediu conștiinței, David confirmă acest adevăr când spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Sediu memoriei, cuvântul lui Dumnezeu spune, păstrează bine în inima ta cuvintele mele. Sediu dorințelor. Scriptura spune, El îți va da tot ce îți dorește inima. Sediu poftelor păcătoase. Pavel vorbește despre pofta inimilor. În Roman, capitolul 1, versetul 24. De aceea David a spus următoarele cuvinte. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Dragii mei, cine nu iubește ceva sau pe cineva din toată inima, nu-l iubește. Aia este surogat, înlocuitor, este paradă, este ipocrizie. De aceea este greu să iubești, că iubirea înseamnă totul. Iubirea înseamnă să ierți, iubirea înseamnă să îți faci timp, iubirea înseamnă să fii bun, iubirea înseamnă să înțelegi, iubirea înseamnă să ajuți, iubirea înseamnă totul, toate sunt în ea, e ca oceanul în care se varsă toate râurile. Nu e un râu sau două sau trei. Toate râurile se va în ea. Toată legea, toată, toți prorocii sunt în iubire. Dacă ai iubit, ai împlinit totul. Și spune, iubește, e cel mai mare lucru pe care ți-l cer. Care este relația dintre cele două mari porunci? Pentru că Biblia spune, cel mai mare iubește-l pe Domnul și cea din tâi, asemenea ei, este iubește-l pe aproapele. Hristos răspunde întrebării unui fariseu și evident că răspunsul poartă în el și o notă de răspuns personal pentru fariseu, pentru că el a pus-o de pe cu o motivație păcătoasă. Dar, sigur că porunca aceasta nu este doar un răspuns la ipocrizia fariseului. Uitați cum stau lucrurile. Cea mai mare poruncă și prima dintre ele este să-L iubești pe Dumnezeu. A doua asemenea ei este să iubești pe aproapele. Uitați-vă cum stau lucrurile aici. Pavel nu spune că legea este împlinită atunci când îl iubești pe Dumnezeu, ci atunci când îl iubești pe aproapele. Am să citesc ceea ce am spus. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Citez din Romani 13, 8 la 10. Că cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești. Și orice altă poruncă mai poate fi, atenție, și orice altă poruncă care mai există, se cuprinde în aceasta. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău lui. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Și acum repet ceea ce am afirmat mai devreme. Pavel nu spune că legea este împlinită când îl iubim pe Dumnezeu. Nu. Cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu. Dar legea nu e împlinită când îl iubim pe Dumnezeu. Că Dumnezeu e ușor de iubit. Legea o împlinim când îl iubim pe aproapele. Că aproapele e greu de împlinit e greu de iubit, foarte greu. Aproapele este ciudat, e răutăcios, ne enervează, ne supără, ne indispune, ne creează probleme, dar îi dai o dată, îi dai de două, dar mai lasă-mă frate în pace. Fiecare dintre noi obosim cândva în viață, oricât de mult am iubit pe cineva. Și Scriptura spune următorul lucru. Împlinirea legii nu e când îl iubești pe Dumnezeu, Că în ce fel îl poți iubi pe Dumnezeu? Vrei să-mi spui? Ai fost vreodată pus în situația să-L și ai avut probleme să-L ierți? Ai fost vreodată pus în situația să te învoiești de la lucru într-o zi ca să-L ajuți într-o problemă personală și ți-a fost greu să faci asta? Ați fost vreodată pus în situația să faceți ceva pentru Dumnezeu, să fiți bun cu El, milos cu El, iertător cu El și ați avut dificultăți? Pe Dumnezeu e ușor să-L iubesc. Doamne, te iubesc. Și te duci de culci. În ce fel să-L iubești pe Dumnezeu? Cum se manifestă dragostea față de Dumnezeu? Fraților, dragostea față de Dumnezeu se manifestă prin dragostea față de oameni. Când veți întâlni un om care spune că îl iubește pe Dumnezeu și aveți dovezi că îi urăște pe oameni, să știți că este șeful ipocriților, indiferent cine este. Cine nu-l iubește pe omul de lângă el, cine nu-l iartă, cine nu-l ajută, cine nu-i face bine dacă are ocazia și spune că-l iubește pe Dumnezeu, nu are nicio acoperire pentru afirmația care o face. Pentru că Scriptura ne spune cum afirm că-l iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, iar pe fratele pe care îl vezi, îi vezi durerea, îi vezi lacrimile, îi vezi limitele, îi vezi părerea de rău pentru că te-a supărat într-un oarecare fel, dacă e vorba de o supărare cum să nu-l iubești? Care e calitatea dragostei? Calitatea marii porunci? E răbdarea, dragostea e îndelungă răbdătoare, e bunătate, dragostea e plină de bunătate, e prietenie, dragostea nu pismuiește, e modestie, dragostea nu se laudă, e respectoasă, dragostea nu se poartă necuvincios, e caritabilă, nu, poartă, nu, nu are interes pentru ea, e calmă, nu se mânie, E pașnică, nu se bucură de nelegiuire, de păcate, ce se întâmplă rău. Nu, nu se bucură de lucrurile astea, ci din potrivă, ea suferă pentru lucrurile astea. E integră, nu se gândește la rău, este iertătoare, acoperă totul, e ușor de convins, crede totul, e plină de speranță, nădăjduiește totul, este dispusă să suferă, suferă totul, este eternă, nu va pieri niciodată, înseamnă unitate, căci Dumnezeu, căș dragostea lui Hristos ne strânge. Este transparență, dragostea este fără prefăcătorie, nu este cu, nu are două fețe, are una singură. Care este valoarea marii porunci? Cât de valoroasă a fost pentru Hristos dacă ne-a prezentat-o? Dragii mei, oamenii se laudă cu multe lucruri. Fiecare dintre noi avem satisfacție pentru ce credem noi că am făcut bine. Vă dau câteva comparații. Oamenii se laudă cu dreptatea, dar fără dragoste, dreptatea te face dur. E adevărat? Oamenii se laudă cu dreptatea, eu sunt cu dreptatea, dar când ai dreptate și o manifesti fără dragoste, te face dur. Nabal a avut dreptate când i-a spus lui David, omule, astea soile mele, le mănânc eu cu familia mea, dacă îți trebuie oi, creșteți. Ce are cineva obligație să mă ajute pe mine la necaz? Nu. Dacă are dragoste, mă ajută, dar obligație nu are. Nabal, după dreptate, nu trebuia să-i dea nimic lui David. Ce n-a avut el, dreptate sau dragoste? El n-a avut dragoste. Dreptatea l-a făcut dur. Întotdeauna dreptatea în absența iubirii te face dur. Poartă-te cu soția numai cu dreptate. O bagi în pământ. Poartă-te cu copilul numai cu dreptate fuge de acasă. Dumnezeu să se poarte cu noi numai cu dreptate. S-a terminat cu mântuirea. Fraților, dragostea dă gust la tot, la orice. Dă gust la dreptate și dragostea dă gust la diplomație, să zicem. Oamenii se laudă cu diplomația, cu perspicacitatea lor, cu descurcărea lor, dar fără dragoste, diplomația te face ipocrit. Ioab a fost un mare ipocrit dar a fost un diplomat, toate problemele le-a rezolvat, dar le-a rezolvat cu ipocrizie și mai târziu își primește pedeapsa. Știți bine cum moare, de sabie. Oamenii se laudă cu bogăția, dar bogăția fără dragoste te face egoist. Oamenii se laudă cu sărăcia, dar sărăcia fără dragoste te face orgolios, că ți intră în cap că datorită sărăciei ești sfânt. Iar bogații o să se ducă în iad, că așa spune Scriptura în Luca 16. Oamenii se laudă cu oportunitățile, dar fără dragoste acestea te fac lacom. Oamenii se laudă cu stăpânirea, dar fără dragoste te face dominant. Oamenii se laudă cu crucea, dar fără dragoste crucea este tortură. Oamenii se laudă cu credința, dar fără dragoste este fanatism. Și lista poate continua. Aș vrea însă să închei. Care e motivația Marii Porunci? Vă aduceți aminte de cei trei tineri? În Daniel, în capitolul 3, versetul 18, Scriptura ne spune următorul lucru. Au fost puși în situația să meargă în foc. Și ei fac o afirmație care ne duce cu gândul la două alternative. Chiar dacă nu ne va scoate să știi împărate că nu vom sluji Dumnezeului tău, mai bine ne ducem în foc. Asta înseamnă iubire sau interes. Ei l-au iubit pe Dumnezeu că îi scapă sau au avut interes pentru Dumnezeu, chiar dacă nu-i scapă. Înțelegeți ce vreau să întreb? Ei l-au iubit pe Dumnezeu că știa că Dumnezeu o să-i scape din foc și de fapt l-a iubit că El îi salva sau au avut interes pentru Dumnezeu chiar dacă îi salvează, chiar dacă îi nu? De ce se supără oamenii atunci când Dumnezeu nu face cum vor ei? De ce se supără oamenii atunci când nu le ascultă Dumnezeu rugăciunea după cum cer ei? De ce se supără uneori oamenii când vine boala peste ei? Zic așa, de ce m-am îmbolnăvit, frate Viorel? Am postit, am rugat, am adus bani la biserică, am slujit. De ce tocmai pentru mine, frate Viorel? De ce peste copilul meu? Era doar un copil. Unde a fost Dumnezeu când mi-a lovit copilul mașina? Unde a... Când copilul meu a fost lovit de mașină? Unde a fost Dumnezeu când? Unde a fost Dumnezeu când? Și oamenii dezvoltă nemulțumire față de Domnul. Și acum ascultați-mă cu atenție. De fapt, noi vrem să-L slujim pe Dumnezeu pentru beneficiile pe care le avem din relația cu El. Vă gândiți la motivația aceasta? Foarte mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce primesc de la El. Păi o iubesc pe mama că îmi gătește, îmi spală hainele, îmi pregătește patul. Cine n-ar iubi o astfel de persoană care pe gratis te servește 20 de ani? Întrebarea mea e să văd dacă o mai iubești pe mama după ce te însori. Că nu mai ai nevoie de serviciile ei. Acolo este proba, nu acum. Că acum ar trebui să fii prea de tot. Ăștia trei au spus așa. Că ne scapă, că nu ne scapă. Fără nicio problemă ne ducem. Că ne scapă, că nu ne scapă. Noi îl iubim pe Domnul și nu ne închinăm. Fraților, ați spus vreodată problema așa, bogat sau sărac? Îl urmez sănătos sau bolnav, îl urmez. Că îmi dă cinste, că nu îmi dă cinste, îl urmez. Că primesc importanță, că nu primesc importanță, mă duc înainte. Tot ce fac, nu fac pentru lucrurile astea. Nu-L iubesc pe Dumnezeu să mă scape, nu-L iubesc pe Dumnezeu să mă binecuvinteze, nu-L iubesc pe Dumnezeu să mă vindece, nu-L iubesc pe Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea, nu, nu, nu! Dragostea mea față de El nu are legătură cu ceea ce face El pentru mine, îl iubesc pe Dumnezeu și atât. Nu știu dacă pe lumea asta este vreo greutate mai mare decât acest lucru. Tot fierul și tot metalul din lume nu e nici cât negru sub unghie față de povara să-L iubești pe Dumnezeu, indiferent ce ți se întâmplă. Trăim în mijlocul unui popor foarte sensibil, care se supără din orice. Nu mai suferă nimic, nu mai suportă nimic, nu mai iartă nimic, nu mai înțelege nimic. Toată lumea e nervoasă, toată lumea e supărăcioasă, toată lumea vrea atenție, toată lumea vrea ridicare, toată lumea, to trebuie să ai mare grijă că altfel e problemă. Și poate că nu-i rău să fie așa, dar cine este omul acela care orică Dumnezeu îl, îl scapă, orică nu-l scapă, spune, Doamne, dacă îngădui să mă duc, mă duc pentru numele Tău. Mi-e indiferent. Cine e omul acela care, dacă primește sau nu, îl iubește pe Dumnezeu? Și ceea ce primește nu cântărește dacă îl iubește pe, pe Dumnezeu. Iubirea mea față de Dumnezeu nu trebuie să fie răsplata sau reacția mea față de El, ci trebuie să fie pur și simplu dragostea mea necondiționată. Sunt oamenii creștini din ziua de astăzi așa de maturi, sunt așa de tari în credință, sunt așa de puternici. Pun ei problema în maniera aceasta sau sunt dependenți de ceea ce primesc, de ceea ce se întâmplă în jurul lor și toate lucrurile îi afectează, îi supără sau îi bucură? Dacă moare capra, știți dumneavoastră povestea și nu o repet. Aș vrea să închei, dragii mei, măcar că despre asta s-au scris trei sferturi dintre cărțile din lume. Ce poate să predice cineva despre dragoste? Dragostea e totul, dragostea e Dumnezeu. Vreau numai să vă spun că dragostea este cel mai greu lucru pe care noi oamenii suntem chemați să-l facem. Dacă ne uităm în adunare, spunem așa, îmi place de el, de el, de el și de el. E, pe ăștia patru de care îți place, îți este mai ușor să -i iubești. Dar ce faci că în adunare asta sau în casa dumitale sau la serviciu dumitale sunt câțiva de care nu-ți place? Ascultă-mă, dacă nu iubești, nu cu ei ai problemă, ce ai problemă cu încălcarea celei mai mari porunci, care, asemenea unui ocean, găzduiește toate celelalte porunci în ea. Nu mai gândește-te câtă vinovăție ai înaintea lui Dumnezeu. Ce fel de om ar trebui să fii, dacă așa stau lucrurile? În ce fel ar trebui să te porți? Cât de atent ar trebui să fii? Cum ar trebui să fii pregătit și să te sfințești? Vă chem în această seară oamenii lui Dumnezeu să ne rugăm. Să stăm înaintea lui Dumnezeu ca niște muritori care într-o zi vom fi cântăriți. Și rodul nostru va fi evaluat de stăpân. Să avem parte de cuvintele care spun, vinor robun și credincios și intră în bucuria stăpânului tău. Că de aceea o viață am postit, am contribuit, ne-am rugat, am iubit și am iertat. Dumnezeu să ne facă parte de harul său. Ne ridicăm în picioare poporul Domnului și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din nimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă bine.